Ne-am întors la Neața și pentru că nu e vremea potrivită afară să tăiem porcul, e foarte iurea să tai porcul în măcirlă, trebuie să fie măcar frig, dacă nu chiar zăpadă, să poți să-l culci. Am hotărât decât să-l tăiem, mai bine să-l spânzurăm. Jucăm, să-mi închideți microfonul de la Radu Darie. Domnul Sorin, mulțumesc. Aud oale în cap și nu știu dacă sunt gândurile mele. Nu, sau sunt gândurile tale. Nu, auzi doar gogoși. Sunt, gând, da, sunt gândurile tale. Cer scuze, deschide-le înapoi, atunci dă-le naiba. Da. Jucăm în jocul de spânzurătoare. Florin va juca împreună cu Laura și el va desena doar. Mamă, iar desenez eu. Dar vreau, bă, dacă o spânzuri, vreau să o spânzuri, să fie mișto. Cu artă. Da, hai. Să fie ca într-un videoclip, să nu fie, nu faci așa chiloadă. Ești competitivă? Durere. Da. Bravo! Asta, da. Să știi că dacă nu ghicești, te voi așa pedepsi. Oh, o să te întreb? Stai, stai, stai! Stai, 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 coleg de... Poate vrea și doamna. M-am pus la coadă. Cu ce e spânzura ta? Sorin trage un bilet. Sunt în general substantive, dar nu știi niciodată ce poți trage. Ne uităm doar noi doi la bilețel. Numără literele. Prima și ultima literă, evident, trebuie... completate. Și dacă vreuna din litere se repetă, trebuie să o punem. Deci cineva a făcut spânzurătoarea dinainte, că și-a dat seama cât de urât face. Da. Michi, cine a desenat-o? Vreau să știu. Cine a fost? Că tu n-ai desenat, nu desenezi așa ca un inginer. Aurica, mă, Aurica. Ia uite, a trecut Moș Nicolae. Deci câte litere avem, Florin? 11 litere. Prima și ultima sunt C și mai pun dacă se repetă. Păi da, bineînțeles. Da. Și evident... A treia este tot un E. Stai că îmi dă cu virgul. A treia literă e un E. A treia nu a doua. Avem destule. Deci a treia literă e un E, nu a doua. A treia, a treia. Una, două, trei. Bun, hai să vedem. Vă reamintesc. Omul spânzurat are cap, corp, mâini și picioare. Deci ai dreptul doar la patru greșeli. Poți cere ajutor. E simplu, zi-l din prima. Zi o literă. Zi din prima. O. O. Bravo. Avem O. Foarte bine. Foarte bine. Avem O. A. Știi cum e? Ia uite. A nu avem. Dar ai un cap... niște vocale așa sunt. Ți-a făcut? Păi dacă ai un C și un E, în mijloc nu are cum să fie o vocală. Corect. Corect, da. E, nu. Da. Ce pui? Ba da. Ba nu, nu dacă vrei, ce n-ai, bă? Dacă faci un hiat... Nu, ca să legi mai încolo cuvântul, nu-ți dă nimic. Ia, ia. Vrei să se arăt? Depinde în ce cartier ești. Îți pun două vocale, una lângă alta. Păi nu, nu înseamnă că nu mi-au colega. El. El. De la... Vrei să te mai gândești? Nu. Pune-i corpul! Hai să te ajute de la numele. Corp, corp. Mai avem mâini și picioare și... Dă-te de treaba ta, mă. Hai să vedem... ce păi nu știu cum fi mă cheamă, da-aia. Corect. Hai, lasă-l, nu-l mai... Îi faci ochelari? Ai pus ochelari? Zi! R! 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 De la Ramona. Râul ăla, dar altfel. Foarte bine, litera 2 este R. Și ia uite aici și dacă nu-l ghicești acum, nici nu mai era să jucăm. Zi-l din prima. Hai, mai mâini și picioare. Celeritate. Ce? Corcodușe. Hai, 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 hai. M! M. Păi l-ai mai sodat. Nu, M, M, de la muzică. De la... De la Meluș. Multă ești muzică. Sigură? Pune-i mâinile, dragul meu, și mai avem doar picioare. Dar de ce ai făcut o fază? Nu, 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 mai avem, așteptăm picioarele. Nu le tăia, le considerăm de avem muze. O literă, Laura. Trebuie să spun că așa pătrată nu te-a văzut nimeni. Hai, Laura, hai, Laura, poate... gândește-te la... Tu dă-mi o consoană Laura bună. Dă-i o consoană știu bună. Știu ce e! Nicolai, bă, Nicolai, nu-i al nostru. O consoană bună, o consoană bună, o consoană, consoană bună. Haide să... Avem voie și noi? O consoană bună, ai voie, nu, o consoană bună. Dragii mei, este pentru prima oară când Laura zâmbește la Neața, iată, bine, se vede că a făcut minuni și aparatul. Nu, te-ai avut aparat mult timp. Da. Și uite-te ce a reușit cu aparatul. V-am tot spus la Neața că aparatul bine purtat face lucruri. Bă, faptul Laura se uită la mine în speranța care îi zic o literă. Vrea să trișeze. Nici nu poate să mimeze cuvântul ăsta. La aparate. Este un substantiv o comun. O consoană bună. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Zi o consoană sau cuvântul. O consoană bună. Mă simt ca Vârciu la roata norocului. Zi o consoană. Cum? B. B de la bou. De la box sunt eu. B de la mort, Laura, iată, pentru că ai fost spânzurată de colegul tău, Florin. Cuvântul era... era... C.
crescătorie. Yes! Am știut. Intră cu stima de sine ridicată. Intră, te rog, Florine, poți să dai pagina. Răzvan vine la mine, Diana, hai să vedem dacă îți continuă tupeul și energia. Ce a fost doar un sport. Aurica a desenat o singură spânzurătoare. Atâta s-a foarte, putut. Foarte. Ziceți mersi că a făcut linia dreaptă. Hai, fă spânzurătoarea, Răzvan. Făcut, gata, 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 gata. Te-a făcut Florina acolo, ți-a aranjat. Hai, ia un bilet. Diana, pe locul Laurei, Laura, gata. Trece în linie cu ceilalți colegi, vă rog. La coadă. Hai să ne simțim la un team building, dar... Ce mă super tu pe mine. Un team building. Hai, Răzvan, hai că poți! Fără kind reminder. Dacă o să știu cuvântul, zic înaintea Dianei. M-am întâlnit cu cel care deține hotelul unde s-a filmat... Și vorbim aici. M-am întâlnit cu cel care deține hotelul unde s-a filmat team building. Am zis că toată lumea ce recunoaște interiorul și are aceleași așteptări. Tai. Ia. Hei, hai, 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 11 litere. Toate de 11? Prima P, ultima L, niciodată cele două consoane nu se repetă. Cu L la final? Știu, sunt și alte cuvinte care încep cu P și se termină cu L. Pilul. Pilul nu e, că ai zis mai lung, nu? Pilul. Eu nu m-am gândit așa. Trebuie să știi, la doi copii. Uite. 11 litere, Răzvan, nu jucăm mimă, jucăm spânzurătoare. Ai pus presiune pe mine acum. Cere o literă sau dă-ți cu părerea, dragă. Gata, știu. Nu vă mai aplecați, că mărim la doi copii. Nu, Răzvan, Răzvan, nu, nu, Răzvan, te descalific să mor eu. E medicament? E medicament? Te descalific dacă răspunzi la această întrebare. Nu, că n-avem voie la televizor. Este spânzurătoare, este jocul literelor. Ce pune? Ce? A zis cineva? A zis cineva vreo? Eu am zis. A zis ea mai înainte. Când ai zis? Când ai zis? Păi cât erai tu ocupat, să-mi strici mie. Ce să facem dacă suntem foarte buni la jocul ăsta? Zi! Am început bine. Este un medicament? Nu ai voie să-mi întrebi asta. Păi da, adică întreb ca să-mi zici. Zi, mă, ce poate să-mi zici? Paracetamol! Nu e evident. Suntem foarte buni la jocul ăsta, Dani. Nu puteți să ne opriți. Foarte bine, bravo. Foarte bun, dar am zis la doi copii. Păi dar să stai cu vreo mimat, paracetamol, dar nu ți se pare că l-a ghicit din prima? Dacă îi ziceam că alternează la 4 ore cu ibuprofen, imediat îl... Dar n-are legătură, eu l-am luat așa din ce? Ce? Măcar capul lui l-am desenat. Vreau să-i descalificăm. Oare cine să câștige acest joc? Vreau pe care l-a ticluit colegul Dani. Deci în primul rând, colegul mimă. Ce? Nu jucăm mimă, i-ai dat indiciu. Noi suntem foarte buni împreună. Nu suntem. Nu fii agresivă, nu fii agresivă, dar nu vorba. Fii atent. I-ai dat indiciu. Nu? I-ai zis? Nu ți-a zis că ai doi copii și folosești des. Păi mi-a crescut nivelul. Dar nu era paralelogram. I-a crescut. Iată, dar ce dacă eu n-am terminat real, nu știam? Stimați concursari. Paralelogram. Și ți-a ieșit un mic scandal. Hai să ne jucăm, domnul Dani. Duță este la o crescătorie și nu și-a luat paracetamolul. Urmea să fie spânzurat. Ultimul, te rog, Ramona. Am rugămintea să nu mai comportați ca la Te cunosc de undeva, unde dacă nu se bate cineva în sezonul următor pe bune fizic, să nu spuneți mie, la Dani. La Cristi nu comentez, că e mare și mare. Foarte simplu, se pare că foarte simplu, Michi, nu se pot alege astfel de cuvinte, pentru că nu multe cuvinte în limba română se termină în ș. Suntem doar foarte buni. Deci aici este greutatea. Diana Mihaila vrea la Te cunosc de undeva. Avem ca ce? Tot D. D. Uiți ca săra cu traistă, zi ceva. I-a zis că stă ca pielea de pe genunchi. Adică cum? Adunat așa. Nu știu la noi stă. De... A, gata, știu! Și pata! Și pata! Și pata! Și pata! Zi o literă. Zi tot cuvântul! No, nu eu. O, n-avem, fă-i cap. Dar fă-i la acum de când a slăbit. Bă, nu firea. A și slăbit. Fă-i mai... Am zis să creăm un pic emoție, nu puteam din prima. Berdeluș. Cristi, ai vrut să o joace ca la televizor un pic. Am încercat. Gata, Ramona, ești mulțumită. Mulțumesc din inimă, ești prietenul meu. Câștigători organizații. Da, bineînțeles. Răzvan și Diana Mihaila. Cum câștigă? Păi câștigători e Cristi, că a recunoscut fără nimic. Păi cum, a dat o literă și a făcut. Voi ați avut indiciu, vă dau imaginile pe Antena Play. Nu este adevărat. Mă, ți-am luat ție ceva? Se va decide. Vizualizăm imaginea. Mulțumim tare mult.